Continuăm, continuăm, da. Așa, fie numărul B, fie numărul B este egal cu 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 de câte ori? De 4 ori. De 4 ori. 3 de 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 puncte, puncte, puncte. Da. 11 puncte, 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 puncte. 11. De câte ori? De 22 de ori. 22 de ori. Așa. A. Câte cifre are numărul? Câte cifre are numărul B? Câte cifre are B? Atât? B. De câte ori se folosește cifra 1 în B? Da. Și ce? Care este cifra de pe... De câte ori apare cifra 1? De câte ori se folosește cifra 1 în B? De câte ori apare 1, da. Și ce? Care este cifra de pe locul 101 din B? Care este cifra? De pe locul 101. Cifra... De pe locul 101. Locul... 101. Și ai zice tu repede, Daria. Spune că numele sunt pari și, de exemplu, dacă e 2, 2 ori 2, vorbesc așa, adică se mulțesc cu 2. Și, de exemplu, dacă eu aș putea să răspund foarte lejer la B. Câte cifre are B? Asta e cel mai important. Aici eu nu înțeleg punctele de acolo. Adică mai sunt și 4, 4, 4, 4 de 8 ori. 4, 4, mai 8. Sunt și 5, 5, 5 de 10 ori. Mai sunt și 6, 6, 6 2. De 12 numărul de ori. Deci de 2 ori cifra, care se vede numărul de cifre. Și 11 de 22 de ori. Atunci 10 va fi de exemplu, de 20 de ori. 10 va fi de... 10. De câte 10 va fi de 20 de ori. De 20 de ori și 11 de... Atunci avem 2 de 1. Avem la 11... Am spus ce cifra de 1 ar fi. Păi să vedem câte cifre avem de la 1 la 11, domn profesor. Deci de la 1? La 11 avem câte cifre? Avem 11 cifre. 1 de 2 ori. Cifra 1. Nu avem 11 cifre. 2. Avem pe 1, pe 2, pe 3, pe 4. Da. Da, mai sunt și 10. Câte da. Cifre are pe acum? Să încercăm aici, da? Da. Eu m-am apucat. Deci... Dar poate că nu e așa, trebuie să descrie pe toate cifrele. Nu se descrie pe toate. Există mai ușor. Ia să vedem. Deci va veni de 2 ori pe lângă 1, adică 2 de 1. Plus 2. Deci 2 de 1, 2 de 2 ori 2, 4 de 2. Plus 4. Plus 4. Plus 5. Plus puncte, puncte, plus 10. 11. Plus 11. Asta ar fi numărul de cifre, zice da. Că, nu? Facem suma de B egal da. Cu 2 ori. Și facem 10 minus 1 plus 1 care este 2 ori 10. Cât? Și 11 ori 12 trebuie să facem. 12 ori? 12. 12 ori 11. Deci, 2 pe lângă 12 ori. Câte numere? 11 sunt da, 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 asupra 2. Pe 2. 11 pe 6. 6. Și egal cu 66 ori 2. 2 ori 162. 132 de cifre. De cifre. Bun. Așa pare să fie, da? Mai vedem o dată, dacă l-ați urmărit corect. Uite ce fac eu acum, Daria. Deci am făcut chestia asta. Dar îmi zic, mai văd o dată. Corect. Asta este literă de lege pentru ce vreau să văd de matematică. 132 de cifre în paranteză vorbită. Nu, sunt 132 de cifre de la un capăt până la celălalt. Așa în componența numărului acesta sunt 132 de cifre. Și ce fac acum? Să mai văd o dată, dacă am gândit bine. Păi facem 2 de 1, da? Deci de al de 1, de al de 2. De al de 2 trebuie să fie de 4 ori. Și 2 ori 2 fac 4. De al de 3 să fie 6 ori.
și bine. Da. Dar de 4 de 2 ori 8 va veni și așa, gândit până la capăt, de al de 11, de 22 de ori. Da? E perfect. Deci am gândit corect. Da. Acum numărul de cifre e bine spus, 132. Da. De câte ori apare 1? Apare mai întâi de 2 ori de la 1, 1. Apoi de la 10, care ar apărea de 20 de ori, ar fi 20 de 1. 10 apare de 20 de ori. Și ar fi 20 de 1. Deci, da. Dar de 1 îl vezi la început, Daria, aici. Da. 2 ori 1. Da? Plus, unde mai vezi de al de... 1. 10 ori 2. La 10, da? Uh-huh. Unde la 10 apare de... De 20 de ori. De 20 de ori, da? Deci 20 acolo. Da. Da. Plus, avem la 11, la 11 apare de 44 de ori, pentru că sunt 22 de ori de 11 și 22 ori 2, pentru că are de câte 2, deci plus 44. Plus 22. Și o să-mi dea 66 de... 2 pe lângă de 11 și cu... 22, 33. 66, da? Da, da. 66 de 1. De 1. Și la ce trebuie să răspundem? Deci A. De... Care este cifra de pe locul 101? Păi sunt 132 de cifre. A. 132 minus, să spunem, minus alea de 1. Pe cât sunt de 1 numai în coadă, la sfârșit acolo? Cât am zis? 2 ori 22, 44, de 1 sunt numai la sfârșit. 44 și 100, sunt 132. 2 minus 101. Minus 101. Dar de ce 101? Păi 101 că aia e cifra de pe loc 101, vrem să o vedem care. Da? Deci... Lasă coplicul, iar gândiți. Să urmărim, Daria. Deci noi avem așa... Deci 44. 44 de 1. 9. Să termin aici, da? 1, 1, 1, 1 de 44 de ori. Asta de unde începe 11, zice domn profesor. Păi și eu mă gândeam să fac 132 minus câte sunt de la 1 la 9. Păi stai puțin, mamă, de ce te duci așa? Câte numere sunt de la 1 la 9? Apoi le împar la 2 și fac care zice de pe... Cum se urmărește? Deci vreau să văd câte numere sunt. Câte numere? Da, cifra. Problema te întreabă care este cifra de deci, pe loc. Deci numărul ăsta, Daria, este un singur număr lung de 139 de cifre. Corect. Deci el e lung. Cifra de pe loc 101. Așa, în cifra 101. Cifra de pe loc 101. Ca poziție. Ca și poziție. A, păi, dacă noi avem 132, scăd. 132 minus 22. De ce 22? Pentru că m-am gândit că aia de 11 se scap mai întâi, să văd cât a dat. Și dăm 100... Dar știi că sunt de 11? 210. 20. 22. Nu, sunt 44. A, 44 de cifre. Așa. Cifra de pe locul 101 e 1. De pe 101 este 1. Fac 101, fac... Când? Care este cifra 0? Pe ce loc se află cifra 0? Ce loc? Da. Pe ce loc? Pe ce loc se află ultima cifră de 0? Pe ce loc se află ultima cifră de 0? 88. Pe ce loc se află ultima cifră de 0? Da? Cât o zici, profesor? Pentru că facem 132 minus 44. 132 minus 44. Da? 132 minus cei 44. 4 de 1. De 1. Să dăm la ultimul 0. Bine cât 8. Cât 8. Aici 8? 88. Pe poziția 88, da? 88. Pentru că 89-a este 1 și tot așa continuă, da, dar numai 1. Mie mi-a plăcut problema asta, dar eu nu știu dacă tu fără numai mânca. Ajutorul făceai. Haideți să remarcăm, să punctăm
ce a constat frumusețea startul problemei. Hai să pătrundim acum, că problema e rezolvată, să pătrundim în ea. Ce spuneam mai devreme? Grijă multă, să încercăm să o înțelegem. Da, sigur. Ți-a, de la bun început, ai scăpătat că n-ai înțeles-o. N-ai înțeles că e un număr lung din cifrele astea. Ai avut impresia că ăsta e primul număr, cel al doilea, nu știu ce, pe cum. Dar este un număr lung. Deci înțelegerea problemei este esențială ca să știi de ce te apuci. Da? Ca să știi de ce te apuci. Deci e vorba de un număr B, foarte lung, din aveam să constatăm noi de 132 de cifre. Corect. Ai văzut că important era să înțelegem așa. Câți de 1 sunt? 2. Câți de 2 sunt? 4. 4 și câți de 3? 6. Cifre. E dublu. Asta trebuia noi să descoperim. Da? Da? Câte cifre sunt de 3, câte de 4? Și în final, după rețeta asta, câte cifre ar avea numărul ăsta? Deci 132. Cum am gândit? Ai văzut cum am gândit? De 2 ori, 1. De 2 ori, 2 ori, 2. Cifra aceea, 2 ori 2, fac 4. Adică am numărat aici, am adăugat încă 4 cifre. Aici adaug 6. 2 ori 3. De 2 ori, numărul acesta. Și în final, am văzut că și de 22 înseamnă de 2 ori câte 11. Da? 11. 11. Dar nu 11 ăsta. E vorba de 11, 11, 11, de 11 ori. Și de 2 ori câte 11 înseamnă... Nu ne imaginăm că era 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, că... 11 era la 22 de ori, nu 1 de 22. Deci e vorba de cifra 11. Grupajul de cifre. Grupajul de cifre 1, 1 de câte ori? De 22 de ori. Deci 22 de ori. Și în felul ăsta am aflat câte cifre ar avea în componență. Primul chestiune. A doua problemă a fost să vedem... De câte ori apare cifra 1. De câte ori apare cifra 1. Care a fost mai ușor. Am remarcat că la 1 a fost scris de 2 ori, da. La 10 unde mai apare a fost scris 20. De 20 de ori, adică 2 ori 10. Da. Apoi 22 ori 2 pentru că 11 mereu are. 11 are... Un număr de 2 ori. De 2 ori. Și fiind 2 de... Da, fiind 2 de echipaj de... 22 ori 2, corect, 44. 44. Deci, crede că am lucrat corect, nu? Data răspunsului la final. 66. Și acum... Două cifre, 1 și 4 cifre de 2. Deci, A, da, două cifre de 1 și 4 cifre de 2, da. 4 cifre de 2, 6 cifre de 3, 9 cifre de 3, așa. Și 84. Da, mama. 174 de cifre trebuie să ne ia. Ia, da, la mamita. 174, ceva nu e greu, frate. Așa, care este problema asta? 6, da? Două cifre de 1. Da. Patru cifre de 2. Șase cifre de 3. 8 cifre. După aceea este 9 cifre de 3. 9 cifre de 3. De ce? Dar nu sunt 9 cifre de 3. Stai, mama, potolește-te puțin. Păi să vedem, Daria. Deci, puncte, deci așa, începe așa. A, două cifre de 1, patru cifre de 2, șase cifre de 3, așa cum și vedem. Șase cifre de 3. După aceea, puncte, 9 cifre de 3. Poate că a greșit. 9 cifre de... De 3. De unde 9 cifre de 3? Și de unde păi din 3? 6 de 3. 6 de 3. Da, 6 de 3, 6 cifre de 3, făcea puncte, 9 cifre de 3. Cum 9 cifre de 3? Deci numărul A, la care drumeau? 6, 6. 6. 2 cifre de 1 plus și 4 cifre de 2, 6 cifre de 3, 20 ori 2, plus 2 ori 2 ori 2, 20 ori 2 plus 22 ori 2. De 22 de ori. Păi de ori. Aici de 22 de ori 11. Păi da. În față ar fi de al de 10.
Da? De 10, de câte ori? De 20. De 20 de ori. Și ca cifre, două cifre ori 20. Păi da, n-am făcut corect. Păi da, dar stai, ca cifre, mama, stai, câte cifre întreabă. Da? A, și noi n-am pus cele 10. Noi am pus la 10, am pus, cum am pus, domn profesor? 10 ori 2, 20. L-am considerat ca fiind doar o cifră. Da, și trebuie da, două. Da, două. Aici, deci o să mai avem aici. Aici se mărește de... A, deci o să fie 40. Aici, aici e 20 ori 2, 40. 40, da. Aici 22. Pe aici e 22 ori 2. 44. 44. Ia să vedem dacă acum... Și aici am un da, da. Puțin deci, până, până aici ar fi... Până la 9 e bine. Până la 9 ar veni. Deci 2 pe lângă. Hai să vedem. 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 9. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 9. Uh-huh. Plus 40. 20. Plus 40, că e de 2 ori 20. Da, plus 40. Plus 44. 44. Și egal mai departe. Și 40 plus 44 lăsăm separat, domnule. Da, 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 da. Și vine 2 pe lângă. 1 plus 9, 10. 10 ori 9. 10 ori 9 supra 2. 2 ori 45. 45. Plus... Nu 2 ori 45. 10 ori 9, da. 10 ori 9, 90. Da? 90 plus 88. 84. Fac 174. 90 plus 84 egal cu 174 de cifre. 174 de cifre. Da. Și cât e nedrău aici, cele care a spus? 174 de cifre. Cifre, corect. Da. Vedeți ce bine că ne-am uitat. Iar o slăbiciune, dar am avut o slăbiciune, corect. Da? Dar hai să urmărim. În ce a constat slăbiciunea? Păi slăbiciunea noastră a constat pentru că noi l-am locuit pe 10 ca fiind doar o cifră. Da. Ca fiind doar o cifră. Și nu ne-am dat seama că nu este așa. Pe 10 da. E format din două cifre. Da, 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 da. Deci aici a fost. Da, ne-am corectat. Deci asta e bine, domn profesor. Când noi ne-am corectat și... Deci revenind așa, la B am înțeles. Deci am înțeles. Deci, la B? La B am lucrat corect. Da. Și la C, de la 1 la 90 sunt 90 de cifre. Deci pe locul 101, deci pe locul 101. Pe loc 101, da? Deci pe loc 101... Este 1. Deci pe loc 101 n-am mai scris. Deci, uite la ce aici, uite. Pe locul 101. Da, deci zice la B, zice cum a, o a văzut la 66, cum i-o dat și 9. Da. Și după aceea la, la ce? De la 1 la, la ce, 9... Ce ne întreba la B? Cifra, la B era... De pe loc 101, acum facem retușuri. Pe cifra pe locul 101 e altcineva. Pe locul 101? Da. A, da, e altcineva, domnul profesor. Pe 174. Da. Minus 22. De la 1 la 90 sunt 90 de cifre. Da. Din 174 scădem pe 44 de al de 1. Am vrea că astea ne-am prins 174. Da. Adică celălalt de 1. Da, și ne 230. 130. Da. Și acum, pe locul 130 este un 0, 10 acela, da. Și pe noi ne interesează pe locul 101, nu? Da, da, da. Pe 101, cât de al de 10 am aici? 40, am 40 de cifre. Da. 40 de cifre. Deci mai scădem pe 29 ca să ajungem la 101, sau pe 101 să ajungem la 29. Și noi a 40... Deci în ăștia 40 alternează 1, 0, 1, 0, da. 1, 0, da? Deci 10 de la 90, da? 90 erau ele din față. De la 1, da. De la 1 la, la 9 sunt 90 de cifre. 90 de cifre. Și cifra, ultima cifra acolo cred că e cu 9. Normal. 9, da? 90, da. Da. 9. Și a 90-a. E asta a 90-a. Da. 91, 92, deci, 92, da. Iar o 10, da. Iar o 10, iar o 10, iar o 10, deci 1, 2, 3, 4, 5, am făcut 100, și 1. 1, tot 1 se află. Tot 1 se află. Vedeți, domn profesor. 100, pe loc 101. Da, deci pe loc 101 se află cifra 1. Tot 1, da. Da.
Bine, am făcut bine acum că am și verificat. Da. Da, deci acum raționamentul corect este așa. Da. Făcut, s-a terminat așa și acum începe grupajul de 10-10 și de 5 ori ca să faci un suta și 1 a 11-a. Echipă doar 1. Da, eu fiind un număr impar, că vedeți da, la 90 la 11. Mulțumim că ne-ați urmărit. Da, am făcut niște probleme interesante, foarte interesante. Să remarcăm aici cam ce lucruri am... Păi, am făcut o prima și prima dată. Și aș vrea să mai lucrăm dintre astea, domn profesor. Probleme... Am făcut așa, aceea cu pătratele. Problema cu latura, da, cu pătratele, care avem de numărare. Da. Apoi am făcut problema cu aceasta, nu? Deci asta cu pătratele, după aceea am perimetru. Perimetru. Problema cu adăugarea lui 0. Perimetru. Pătrat. Pătrat, dreptunghi. Dreptunghi. Da. Da. După aceea am făcut cu numerele în baza 10. Mărite cu, dacă adăugăm la dreapta lui, 0. Așa. Foarte interesant. Deci chiar probleme grele, zice eu, pentru clasa 4. Scrierea în baza 10. Da. Unui număr în baza 10. Număr în baza 10. Și să dăm ien probleme ien 2, 3 cu barat egal cu ien 100 plus 23, că mi se pare interesant. Probleme, deci ien... 23 barat. Ien 23 barat. Atunci ar trebui să spunem ABC. ABC 23 barat egal cu ABC plus 12.000 și nu știu ce. Cred că problemă 3, 4. 4 am mai făcut. Și asta domnul. Așa. Numărul de cifre dintr-un număr a cărui cifre sunt așezate după ordine. Ordinea aceea, da. Cărui cifre sunt distribuite după un algoritm. Da. Cam asta am făcut. La revedere. Interesante. La revedere. Da. Dar aș vrea